Bine, te regăsesc la o nouă sesiune a videourilor pe care le-am denumit Jurnal de Coach. Sunt Irina Vasilescu, sunt pasionată de coaching și în aceste videouri îmi propun să împărtășesc din experiențele mele astfel încât să înțelegi cum te poate ajuta și pe tine o sesiune de coaching. De multe ori, clienții cu care lucrez vor să-și schimbe jobul. Simt că locul de muncă unde se află nu mai este locul de muncă potrivit pentru ei, dar nu de puține ori, ideea de a renunța la un job aduce cu sine foarte multe frământări, foarte multă nesiguranță și de multe ori chiar și teamă. Astfel încât o sesiune de coaching, atunci când vrei să schimbi locul de muncă, te poate ajuta și am să-ți povestesc din experiențele clienților mei. Atunci când lucrez pe această temă cu clienții, îi susțin în a conștientiza ce este de fapt neliniștea, ce este teama, ce este acea nesiguranță. Și de multe ori, în urma acestei sesiuni de coaching sau a mai multor sesiuni de coaching, uneori sunt necesare mai multe, clienții se simt mai siguri pe ei, mai fericit să facă schimbarea, mai pregătiți de a face pasul de a-și schimba locul de muncă, de a schimba cariera, de a lua o pauză, poate atunci când este necesar. Tot ceea ce este nevoie să faci este să ai lângă tine o persoană care să te asculte cu răbdare, astfel încât să poți să analizezi obiectiv și detașat ceea ce te împiedică să treci la pasul următor. Și ceea ce împiedică de obicei pe clienții mei să facă pasul în a schimba jobul sau în a pleca de la un loc de muncă este teama de reacțiile șefilor, colegilor, teama că își abandonează echipa și cei care rămân vor fi nevoiți să preia din responsabilități, un anumit nivel de empatie pentru ceilalți, un anumit nivel de fidelitate față de compania sau de angajatorul unde lucrezi, poate să genereze aceste stări de nesiguranță. Atunci când analizezi cu atenție ce este de fapt, care este de fapt obiectivul tău și ce îți dorești cu adevărat pentru viața ta, atunci când îți dai seama că nu ești responsabil nici de viețile celorlalți, nici de emoțiile sau alegerile lor și că tu ești singurul responsabil pentru viața ta și pentru fericirea și împlinirea ta, îți va fi mult, mult mai ușor să faci pasul de care ai nevoie. Sper că aceste gânduri și aceste experiențe pe care ți le-am împărtășit să-ți fie de folos și să te inspire să faci și tu alegeri bune. Numai bine, ne revedem în curând!